succesul lui în viziunea lui Paul Arion. Și să nu te oprești din a visa. Curierul românesc. De la film la muzică și apoi la tendințe turistice, reprezentanții României de anul acesta la Eurovision, Ilinca și Alex Plorea, își vor promova melodia Iodelit la Londra pe 2 aprilie, Amsterdam 8 aprilie și Madrid 15 aprilie. Competiția muzicală europeană va avea loc la Kiev cu semifinalele pe 9 și 11 mai și finala pe 13 mai. Și noi ne amintim acum de o altă reprezentantă a României la Eurovision, Mandinga, cu Zaleila, semifinalistă în 2012 la Baku, în Azerbaidjan.